Bună ziua, bine ați venit la în cadrul interviului Hot News. O să începem cu prima întrebare. Cum arată cele mai sofisticate atacuri de tip phishing ale anului 2015? În 2015, majoritatea atacurilor s-au mutat de pe e-mail, unde venea phishing-ul până acum, pe rețelele sociale. Practic toate sunt foarte sofisticate, deoarece atacurile sunt atent create pentru un utilizator al cărui profil îl avem deja și știm exact ce îl interesează, cum se numește, unde locuiește, care este zona lui geografică. Deci, practic, majoritatea atacurilor de tip phishing au devenit acum atacuri de tip sphere phishing, adică atacuri foarte bine țintite. Am văzut atacuri care te direcționează către o pagină unde calculatorul tău este infectat cu malware. Am văzut foarte multe pagini care te sfătuiau să dai like ca să intri, de exemplu, într-o campanie promoțională unde câștigi un telefon sau un produs de mare valoare. Și am văzut, bineînțeles, foarte multe phishing-uri care încă țintesc partea comercială, adică contul băncii. România este o țară care cu predilecție o țintă pentru atacatorii informatici sau mai degrabă atacatorii informatici vor să folosească rețeaua de calculatoare a României pentru să o transforme într-o rețea de tip bot? Există două tipuri de atac. Atacul țintit asupra entităților statale din România sau al anumitor companii, care sunt atacuri foarte bine direcționate și aici România este o țintă predilectă, și atacurile generice care vin de pe internet din diverse alte țări, care pur și simplu doresc acumularea de noi calculatoare infectate într-un botnet mare care poate fi monetizat mai încolo. Vorbim în principal de cel de-al doilea tip de atac, atacuri care nu sunt targetate direct pe România, ci atacuri care vor să-și sporească baza de calculatoare infectate. Și practic cum încearcă infractorii să se păcălească inclusiv pe userii cu experiență? Atacurile sunt mult, mult mai șlefuite, mult mai bine conturate. Utilizatorii cu experiență pot vedea logo-uri care le arată că respectiva pagină ar părea să fie oficială. Limba română e mult mai șlefuită, nu se mai folosește Google Translate, ci probabil un serviciu externalizat de traduceri profesioniste. De asemenea, foarte mulți utilizatori din România sunt targetați în funcție de ce au mai postat ei pe internet. Lucrurile au devenit foarte complexe. Și atunci te-aș întreba cum poți depista atacurile tip phishing și sau alte atacuri care îți pot pune datele în pericol, că aici este marea problemă, datele, știi? Adică cea mai bună soluție este să lași o soluție de securitate, o suită antivirus să își facă griji pentru tine. Practic, acea soluție de securitate va inspecta link-urile pentru tine, va vedea care este reputația lor, va vedea dacă conținutul paginii corespunde cu adresa URL a respectivei pagini, va analiza certificatul SSL dacă acesta există și așa mai departe. Inspecția vizuală nu prea mai este acum foarte relevantă pentru că am văzut site-uri de tip phishing care au certificate digitale SSL, acel cerc al încrederii verde care apare în browserul utilizatorului. Deci o soluție automatizată ar fi singura soluție pentru a evita astfel de atacuri. Aici chiar aș vrea să te întreb cum se protejează de amenințările informatice instituțiile publice din România și până la urmă care este gradul lor de vulnerabilitate, că din punctul de vedere a fost, știi bine, problema cu expirarea licențelor de Windows XP-ul la un moment dat. Mie cumva creează o stare de neîncredere asupra instituțiilor statului și capacitatea lor de a se apăra în fața unor astfel de atacuri. Majoritatea instituțiilor au un buget redus pentru trecerea la sisteme de operare mai noi, pentru că odată cu tranziția vor trebui schimbate nu numai licențele, ci și cel mai probabil calculatoarele, hardware-ul pe care acestea rulează. Un calculator care rula la un moment dat Windows XP va trebui schimbat pentru că nu poate să acomodeze o soluție, un sistem de operare modern. În principiu, datele confidențiale și clasificate sunt stocate pe dispozitive, pe rețele
care sunt segmentate față de internet, sunt izolate, nu rulează direct interconectate cu internetul, pentru că altfel cel mai probabil cineva își va face loc în respectiva infrastructură. Părem să stăm mai bine decât alte state, pentru că până acum aveam chiar și mai înainte un comentariu legat de acest lucru. Nu am auzit de breșe de securitate sau de datele utilizatorilor scăpate de instituțiile statului. Ori aceste știri sunt practic zilnice în Statele Unite, cu precădere în mediul medical. Vedem că 10 milioane de dosare de sănătate au fost furate de hacker, vedem conturi de asigurare socială, diverse chestii care au fost ținute de stat și scăpate. Practic noi o ducem mai bine, dar nu știm dacă este noroc sau dacă cineva chiar lucrează acolo să le țină în siguranță. Sau fix lipsa de tehnologie anului 2015 cumva ne protejează? A fost una din ideile care mi-au trecut prin cap, dar cu toate acestea avem direcții de evidența populației, de exemplu, care în mod evident lucrează cu datele personale ale utilizatorilor. Și totuși nu s-a întâmplat. Poate e și puțin în noroc, poate și puțin lipsa a tehnologiei atât de pregnantă în viața noastră, sau poate e și competența unor oameni care lucrează din greu să ne țină datele în siguranță. Că vorbeai de scandalul din America, scandalurile de fapt din America, cum a schimbat lumea producătorilor de soluții de securitate dezvăluirile lui Edward Snowden? Lumea producătorilor de soluții de securitate nu a fost fundamental schimbată, pentru că știam că aceste lucruri sunt posibile. Nu știam că sunt folosite la scară atât de mare și atât de evident, dar știam că astfel de atacuri sunt posibile. Ce a schimbat dosarul Snowden e percepția utilizatorului față de intimitatea sa, față de felul în care se protejează pe internet. Acum un utilizator e conștient că datele lui sunt monitorizate, că cineva îi ascultă conversațiile și probabil va lua și măsuri proactive de protecție. Știe că o soluție de antivirus este neapărat necesară, știe să folosească un tunel VPN, de exemplu, și știe să își păstreze informațiile în afara Statelor Unite, pe servere din Uniunea Europeană, etc.